următoarele episoade ne vom îndrepta atenția spre Evanghelia după Ioan. Știm că aceasta este cea mai târzie, ultima Evanghelie dintre cele patru care au fost scrise. De aceea, în dreptul ei, putem pune calificativul deosebită, fiindcă este puțin mai diferită decât celelalte. Clement din Alexandria, un teolog al sfârșitului celui de al doilea secol, afirma că Ioan, care da, ultimul dintre toți era conștient că faptele fizice fusese deja prezentate în Evanghelie, adică în celelalte trei Evanghelii. A fost îndemnat de către ucenicii lui și inspirat de Duhul să alcătuiască o Evanghelie, spune Clement, spirituală. Acum Evanghelia după Ioan este o scriere pentru a doua generație de creștini, care deja avea cunoștințele primei generații. Prin urmare, scrierea aceasta are ca țel, pe de o parte, o cunoaștere și mai profundă a lui Sus, care trece dincolo de, de un nivel introductiv în comparație cu celelalte Evanghelii. De aceea, unii o cataloguează pe bună dreptate ca fiind mai grea de înțeles. Amintind de scop, scopul acestei Evanghelii nu este unul ascuns, ci este chiar dat pe față. Iar autorul consemnează următoarele, însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. În privința asta, comparând variantele textuale, un detaliu lingvistic mi-a ieșit în evidență. Versetul 31 din capitolul 20 din Evanghelia după Ioan are două variante textuale în manuscrise, care se deosebesc printr-o singură literă, și anume, prin ultima literă a verbului, a crede. Nu trebuie să știți neapărat greacă ca să vedeți asta. Pur și simplu, luați mai multe traduceri și comparațiile. Chiar și în limba română. Și la Prima variantă este după cum urmează. Dar acestea au fost scrise pentru ca voi să începeți, să ajungeți să credeți că Isus este Hristos. Și altă variantă. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul cu înțelesul de a continua să credeți așa cum ați crezut și până acum. Conform primei variante, Evanghelia lui Ioan a fost scrisă pentru cei ce nu credeau, așa încât aceștia să ajungă să creadă în urma lucrării pe care Dumnezeu o face prin Duhul în mintea unui om care lecturează Cuvântul Său. Cea de-a doua variantă, ei bine, susține ideea că Evanghelia a fost scrisă pentru cei care deja credeau, dar care, trecând prin persecuții sau fiind supuși presiunii erezilor, ori fiind dezamăgiți de întârzierea celei de a doua venire a Domnului, simțeau nevoia unei încurajări a să continue să creadă, fiind zidit și mai bine pe temelia credințelor. Dacă ne gândim la structura acestei Evanghelii, o putem observa în patru puncte. Da, la început vedem un prolog, iar la final vedem un epilog. Da? Și între acestea două vedem Cartea Semnelor, da, unde ne sunt prezentate cele șapte minuni revelatoare ale lui Isus și Cartea Patimilor sau Cartea Glorii, unde vedem ultimele ore, moartea, dar și învierea lui Isus. În acest episod aș dori să privim spre pasajul din capitolul 3, și anume de la versetul 22 până la versetul 36. Și observăm că această narațiune este așezată în Cartea Semnelor, între conversația lui Isus cu Nicodim și conversația lui Isus cu o femeie din Samaria. Cumva avem un pod, un interludiu între cele două evenimente. Tema principală a acestui pasaj este identitatea lui Hristos, dar dincolo de orice detaliu al narațiunii sau a tensiunilor dintre cele două echipe de ocenici. Observăm Cristologia în Evanghelia lui Ioan, cum ne este descris Hristos în această carte inspirată de Dumnezeu. De altfel, această secțiune este a patra secțiune consecutivă care ne vorbește despre modul în care Isus împlinește și eclipsează iudaismul în uh, capitolul 2 din Evanghelia după Ioan, da, nunta din Cana, Iisus acolo transformă apa din vasele de piatră puse pentru curățire în vin. Ce simbolizează vinul? Ei bine, mai târziu va simboliza sângele Mântuitorului, adică curățirea adevărată va fi doar prin sângele lui Hristos. Asta semnifică transformarea apei în vin, apa care era pusă în, uh, în vasele pentru curățire. Pe urmă, în capitolul 2, de la versetul 12 la 25, Isus înlocuiește Templul și, prin urmare, sugerează că El este mediatorul final între Dumnezeu și om. În capitolul 3, primele 21 de versete, acolo Isus împlinește profețiile despre nașterea din nou, dar din apă și din Duh. Și, prin urmare, în textul nostru, Isus îl depășește pe Ioan botezătorul. Și orice botez sau ritual de purificare, curățire practicată de către evrei. Ok, deci ce vedem în textul nostru? Iisus termină de vorbi cu Nicodim, iar acțiunea este mutată în zona rurală a Iudei, unde era Iisus împreună cu ucenicii lui care botezau. Dar Iisus nu boteza, ucenicii botezau. Este un detaliu important. Uh, și vedem în versetul 22 următoarele. După aceea Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudei. El stătea acolo cu ei și boteza. Ne este descris aici puțin contextul, da, lucrarea pe care o, Iisus o face. Pe urmă, autorul ne aduce din nou în vizor pe Ioan Botezătorul și ne pregătește pentru punctul principal al acestei secțiuni. Să citim mai întâi versetele 23 și 24. Ioan boteza și el în Ainon, aproape de Saleim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii continuau să vină și să fie botezați. Căci deci Ioan încă nu fusese aruncat în închisoare. Deci, situația este stabilită. Grupul de ucenici al lui Isus botează și, de asemenea, grupul de ucenici al lui Ioan, botezătorul, botează. Dintr-un anume motiv, acest lucru declanșează o dispută între ucenicii lui Ioan, botezătorul și un anumit evreu sau mai mulți evrei cu privire la curățire. Și vedem asta în versetul 25. Între unii din ucenicii lui Ioan și un iudeu a apărut o controversă cu privire la curățire. Deci problema este curățirea. Iar ceea ce pare să fie ridicat semne de întrebare erau cele două grupuri de ucenici care botezau concomitent. Asta este tot ce ni se spune. Controversa nu este descrisă. De fapt, atunci când ucenicii lui Ioan, da, botezătorul, se duc la uh, Ioan care, ca să prezinte problema, nu prea o prezintă ca fiind una de natură ritualică, ca fiind vorba despre curățire. Da, versetul 26. Au venit la Ioan și i-au zis, Rabi, iată că cel ce era cu tine dincolo de Iordan, cel despre care tu ai mărturisit, botează și toți se duc la el. Deci, care este disputa cu privire la curățire? putem doar să presupunem, poate că a fost ceva de genul. La un evreu le spune ucenicilor, ucenicilor lui Ioan, uite, voi botezați o mulțime de oameni. Pare a fi un fel de îmbăiere sau purificare. Dar din ce în ce mai mulți oameni părăsesc mișcarea voastră și trec la celălalt grup care se adună în jurul lui Isus. Deci, care este treaba cu botezul lui și cu botezul vostru? Funcționează al lui și al vostru, nu? Oare a lui face pe oameni cu adevărat pur, iar al vostru eșuează? Ritualurile de purificare, de curățire, erau la ordinea zilei în lumea mediteraneană. Iar iudaismul timpuriu nu făcea excepție. Da, unii se afundau în apă în fiecare zi crezând că se curăță. În orice caz este clar din modul în care textul decurge că nu asta este problema principală disputată în pasaj. Nu o să se mai facă referire la ea. Pare doar să dea startul lucrurilor și apoi să dispară. Dar s-ar putea să nu fie așa. Vom vedea. Totuși, ceea ce vedem în versetele de la 27 la 30 este faptul că Ioan Botezătorul duce conversația într-o direcție care pare să nu aibă nimic de a face cu purificarea sau cu curățarea amintită anterior, ci totul are de a face cu identitatea lui Sus. Și identitatea lui, a lui Ioan Botezătorul. Un accent teologic specific lui Ioan este acela că învățătura lui Isus este centrată pe identitatea lui și pe credința în el, nu, nu neapărat pe etica împărăției lui Dumnezeu. Nu avem nici pilde, nici ziceri morale, nici contradicții, dezbateri pe marginea legii Vechiului Testament, precum în sinoptici. Pentru că mesajul principal al lui Isus este chiar identitatea lui Isus. Acum, pentru a înțelege ce se întâmplă în acest pasaj, faceți o pauză și întrebați-vă împreună cu mine de ce Ioan, autorul acestei Evanghelii, îl aduce din nou în scenă pe Ioan Botezătorul. Da, amintiți-vă că sunt sute și sute de lucruri care ar putea fi spuse despre Isus și pe care Ioan le omite. Acum, spre deosebire de sinoptici, în Ioan, viața lui Isus este reprezentată prin descrierea parțială aproximativ 20 de zile selectate din cuprinsul lucrării sale pe pământ. 20 de zile semnificative prin care autorul reușește să caracterizeze întreaga perioadă de trei ani a slujirii pământești a lui Isus. Așadar, de ce? Chiar aici, după conversația cu Nicodim, Ioan îl aduce din nou pe Ioan Botezătorul pentru a spune în versetul 28 Eu nu sunt Hristos? Și pentru a spune în versetul 29 eu nu sunt mirele, ci doar un prieten al mirelui. Așadar, de ce chiar aici, după conversația cu Nicodim, înainte de discuția cu femeia din, din Sihar, Ioan îl aduce din nou pe Ioan Botezătorul pentru a spune în versetul 28, eu nu sunt Hristos. Și pentru a spune în versetul 29, eu nu sunt mirele, ci doar un prieten al mirelui. Și pentru a spune în versetul 30, el trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Ei bine, vom vedea asta în episodul următor. Acesta este adevărul pur și simplu.